Deși Biblia este cea mai cumpărată și citită carte din toate timpurile, mulți încă își pun întrebarea: este Biblia adevărată? Haideți să ascultăm ce au răspuns oamenii la această întrebare. Credeți că Biblia este adevărată? Nu știu. Cred că da. Este adevărată că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate că da, poate că nu. Cred că este adevărată pentru că Dumnezeu nu face lucruri neadevărate. Și în plus a dat-o pentru noi. Nu are El nevoie de asta. Noi avem nevoie de ea. Nu. Pentru că în primul rând este scrisă de oameni antici, să zic așa, și nimic nu poate fi dovedit. Păi arheologii zic că e adevărată, da, și eu, Biblia, cartea a fost scrisă, dar conținutul zic că nu este adevărat. Nu știu ce să zic legat de asta, dar eu una cred că este adevărată. Parte din ea. Sunt convins că de-a lungul timpului multe pasaje au fost schimbate, interpretate. Nu, sunt basme scrise, toate au avut un început. E drept că a ținut în frâu omenirea, însă eu, ca profesor de matematică, nu cred. Da, cred că e adevărat. Ceva argumente? Păi, se pare că schimbă vieți. Biblia e un simbol, de fapt. Învățămintele din Biblie, zic că contează. Cred că depinde de ochii privitorului. Depinde. Nu știu, nu mă pot pronunța prea clar. Cred că fiecare a modificat în decursul timpului ce i-a convenit sau ce a fost nevoie și așa probabil s-a ajuns la varianta finală. Da. Fiindcă ajută oamenii să nu mai bea, să nu mai fure, să nu mai fumeze, să nu mai umble cu droguri. Este foarte adevărat, eu sunt în tema că am fost bețiv. Și prin Biblie mă ajută Dumnezeu. Deci merg mai departe tot cu credința. Nu, sunt ortodox, mă țin de ea, de Biblie. Deci Biblia transformă viața. Transformă mult de tot. Să spuneți la toată lumea să citească Biblia. Astăzi în studioul Radio Vocea Evangheliei avem plăcerea să discutăm împreună cu pastorul Nelu Cocârțeu pe această temă și aș vrea să o luăm de la început, domnule pastor, și să vă întreb în primul rând care este sursa și utilitatea Bibliei. De unde a pornit conceptul de Biblie? Biblia este supranumită Cartea Cărților prin faptul că ea este unică și nicio altă carte din lumea aceasta nu se poate compara cu ea. Dacă este să ne întrebăm ca sursă, ca origine, ca bază de plecare a Cuvântului lui Dumnezeu, explicația și răspunsul la întrebarea aceasta se găsește în însăși titulatura Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. În ea nu sunt cuvintele oamenilor, ci în ea este unicul și fără de greș Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-a pus la dispoziția oamenilor prin revelația sa. Cu ce scop a fost dată Biblia oamenilor? Prin Biblie Dumnezeu ni s-a descoperit, este revelația Lui pentru oameni și citind Scriptura, citind Biblia, în ea noi vedem intențiile Lui Dumnezeu, planul Lui Dumnezeu în ceea ce privește poporul Israel, în ceea ce privește istoria mântuirii noastre, în ceea ce privește lucrurile viitoare. Deci ea are caracter revelaționar, adică este o descoperire de la Dumnezeu. Dar Biblia, așa cum spune Apostolul Pavel, are capacitatea aceasta și să dea înțelepciune. Pavel îi scrie tânărului Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea. Și nu orice fel de înțelepciune, asta este de reținut, ci înțelepciunea care duce la mântuire. Lucrul acesta este extraordinar. Nu o înțelepciune care te califică pentru o anumită lucrare omenească, ci o înțelepciune care duce la mântuire, la salvarea sufletului tău, prin credința în Hristos Iisus. Care sunt elementele care disting Biblia de celelalte și o fac unică? Sunt mai multe elemente care o fac unică și care o disting de toate celelalte cărți. Aș spune mai întâi prin faptul că Biblia este revelația lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, adică autorul suprem este Dumnezeu. Au scris-o oamenii, numai puțin de vreo 40 de autori umani. Dumnezeu i-a insuflat, i-a inspirat și i-au scris, potrivit personalităților. Moise nu este ca David, David nu este ca Ioan, Ioan nu este ca apostolul Pavel. Toți au scris prin prisma personalităților, dar nimeni n-a scris de la el, ci toți au scris sub inspirația Duhului Sfânt. Deci ea este de factură dumnezeiască, este originată în mintea lui Dumnezeu și descoperită oamenilor prin intermediul scriitorilor umani, este primul element care o face unică. Al doilea element este că această carte
a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Nici o altă carte nu s-a conturat și nu s-a lungit în scrierea ei pe o asemenea distanță de timp. O face cu adevărat unică și lucrul acesta. Și mai apoi este cartea care dăinuie. De-a lungul timpului, Biblia a avut mulți vrășmași, dacă este să-i numesc așa. Biblia însă a rezistat pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o carte care se poate distruge final și pentru totdeauna. Este cartea care rămâne pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Și mai spun ceva, o face unică și prin faptul că este singura carte care poate așeza mântuirea în viața omului. Credința vine în urma auzirii, spune cuvântul, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, odată cuvântul auzit sau citit, vine mântuirea în viața omului. Și ce este mai înalt, ce este mai prețios decât omul să capete mântuirea? Revenind în încheiere la întrebarea de astăzi, cât de vrednică de crezare este Biblia? Este vrednică de crezare, în ea nu este nicio greșeală, chiar dacă poate sunt contradicții aparente pe care le citim în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, ele nu sunt totuși contradicții, ci este modul diferit, poate, al lui Dumnezeu de a lucra într-o situație sau alta, cu un anumit om sau altul, dar între ele se vede aceeași minte suverană a lui Dumnezeu care le-a gândit pe toate și le-a planificat să servească unui scop anume intenționat de el. Ea este vrednică de crezare pentru că, așa cum am spus, în ea este descoperirea lui Dumnezeu. Deci ea nu este o carte obișnuită. Noi trebuie să o credem pentru că în ea se găsesc cuvintele vieții veșnice. În ea se găsesc cuvintele lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta, orice om trebuie să o ia ca atare. Iarăși revin la Scriptură, un citat din Biblie, din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune cuvântul, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire. Și aici este punctul culminant. Pentru ca omului Dumnezeu, rețineți, să fie desăvârșit și cu totul vrednic pentru orice lucrare bună. De ce s-o crezi? De ce este vrednică de crezare? Numai ea are capacitatea aceasta să ne aducă la desăvârșire și să ne facă destoinici efectiv pentru orice lucrare bună. Mulțumim pastorului Nelu Cocârțeu pentru informațiile oferite și în încheiere nu-mi rămâne decât să vă amintesc că un secol urmează altui secol și Biblia rămâne. Împărățiile se ridică, cad și sunt uitate, dar Biblia rămâne. Regii sunt încoronați și li se ia coroana, însă Biblia rămâne. Împărații decretează exterminarea ei, dar Biblia rămâne. Este disprețuită și ruptă în bucăți. Biblia rămâne. Ateii o corăsc și o critică. Biblia rămâne. Agnosticii zâmbesc cinici. Biblia rămâne. Necredincioșii o abandonează. Biblia rămâne. Criticii îi neagă inspirația divină. Biblia rămâne. Modernismul încearcă să ne convingă că nu este necesară, însă Biblia rămâne. În slujba Domnului, Raul Damian.